Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu pentru domnișoare și nu numai. Cum trebuie să te comporți ca să atragi un bărbat? Metode eficiente. Ce-l face pe un bărbat să se îndrăgostească de o femeie? Care este tipul de femeie de care se îndrăgostesc bărbați? Femeile din toată lumea au încercat mereu să descifreze acest mister. Societatea ne face să credem că bărbații nu se îndrăgostesc de o femeie la fel cum femeile se îndrăgostesc de un bărbat. Bineînțeles că acest lucru nu este adevărat. Bobby Palmer, coach de relații, spune: un bărbat se îndrăgostește atunci când simte că poate fi un supererou cu tine, când se simte acceptat, apreciat și înțeles, când știe că te poate face fericită, va fi al tău, și atunci când crede că arăți beton. Bărbații și femeile au aceleași emoții, iar bărbații se îndrăgostesc de femei în felul lor special. Sunt câteva motive care îi fac să se îndrăgostească nebunește, iar noi ți le prezentăm aici. E complet captivat de tine. Bărbații se îndrăgostesc de o femeie cu adevărat atunci când tot la ea îi captivează, cum arată, personalitatea ei, vocea ei, cum râde, etc. Când un bărbat se îndrăgostește, înseamnă că totul la acea femeie îl atinge din punct de vedere emoțional. Grant Langston, CEO Harmony, spune: răspunsul nu e deloc sexy, dar un bărbat se îndrăgostește atunci când sentimentele sale pentru o femeie ating o masă critică. Petrece timp cu ea și vede că e blândă, iubitoare, afectuoasă, loială, cu simțul umorului, sexy, etc. Într-o zi, când aceste emoții ating o anume greutate, spune: wow, o iubesc pe femeia asta. Poate că nu știe de ce, dar mintea sau inima sa cunosc și iubesc acea femeie deja. Simte că te poate face fericită. Bărbații și femeile vor același lucru când vine vorba de iubire, vor să se conecteze și să se facă fericiți. Iar atunci când un bărbat simte că te poate face fericită, simte și că tu îl poți face fericit. Simte că și tu ești pregătită să iubești. Oricât ar încerca filmele romantice să te convingă că e bine să te lași greu cucerit, adevărul e că bărbații se îndrăgostesc de femeile care sunt deschise idei de iubire. Femeile care știu ce vor de la un partener și care știu cine sunt femeile de care se îndrăgostesc bărbații. James Priest, coach de relații, spune: conexiunea emoțională e ceea ce îl face pe un bărbat să se îndrăgostească. Când te simți confortabil fiind deschis și vulnerabil cu cineva, te vei îndrăgosti. Oamenii au nevoie să se simtă conectați pentru a-și putea dărâma zidurile. Vom simți iubire doar după ce nu ne mai ascundem. Se simte minunat în preajma ta. Dacă atunci când e în preajma ta simte căldura, se simte fericit și plin de iubire, îi va fi ușor să se îndrăgostească până peste cap de tine. Când îl faci să se simtă acceptat și validezi emoțiile, îl pregătești să se îndrăgostească. Ești o persoană care vrea să guste complet viața. Bărbații iubesc femeile care vor să încerce tot ce are viața să le ofere, fie că e vorba de a încerca mâncăruri exotice, de a explora locuri noi sau de a călători în orașe sau țări străine. Kathleen Schrockenstein, editor, spune: e important pentru un bărbat să găsească o femeie care să nu-i dea complet viața peste cap. Bărbaților le place să admire femeile care par dificil de cucerit și iubit, dar nu cu ele se vor căsători. Bărbații vor femei curajoase care iubesc viața și cu care pot împărtăși tot felul de aventuri. Simte pasiune și simte că are un scop. Când un bărbat se îndrăgostește de o femeie, se umple de pasiune și simte că are un scop precis în viață. Atunci când îi împărtășești pasiunea și vede că și tu îți dorești aceleași lucruri de la viață, își poate imagina că luptați împreună pentru aceleași țeluri. Ce vrea un bărbat de la o femeie? Ce îl face dependent de ea, de prezența ei? Nu sunt multe lucruri, nici complicate. Pentru omul potrivit, dar și pentru tine, le poți face și tu. Meritați amândoi. Înțelege-l. Să fii înțelegătoare nu înseamnă să-i treci cu vederea orice, să-i strângi șosetele aruncate prin casă sau să stai până la miezul nopții să speli vase în timp ce el se uită la televizor după ce tot tu ai pregătit cina. Dar cu siguranță înseamnă să nu-l cicălești pentru orice. Dacă bărbații fug de ceva în viață, fug de cicăleală. Nu-i face reproșuri peste reproșuri dacă vrei să-l păstrezi lângă tine. Fix la aniversarea voastră ar trebui să plece în delegație, nu-l pistona zi de zi, o săptămână înainte și una după până îl faci să-și acâmpi. Nu da lucrurilor mărunte valoare mai mare decât au. Nu te victimiza când nu e cazul, nu te curta ca și cum universul ar trebui să se rotească în jurul tău. Un bărbat va rămâne mereu lângă o femeie care știe să se pună în locul lui, care îl înțelege și nu uită toate dățile când a fost acolo pentru una în care n-a fost. Fii acolo când e vulnerabil. Bărbații vor să pară siguri pe ei puternici. Așa știu că trebuie. Așa au fost învățați de mici. Cu toate astea, sunt uneori mai sensibili decât niște copii. Au și momente de slăbiciune, de tristețe, când simt că nu-s bun de nimic.
Sunt momentele în care El are nevoie de tine. Dacă îl vezi abătut, încurajează-l, laudă-l pentru ceea ce este și face pentru tine. Știi cum se spune? Oamenii nu uită niciodată felul în care i-ai făcut să se simtă, iar pentru un bărbat, ca și pentru o femeie, să se simtă apreciat și important e neprețuit. Dacă îl faci să zâmbească atunci când e la pământ, vei deveni îngerul lui păzitor. Când el e trist, tu fii veselă, zâmbitoare și optimistă. Se va întoarce întotdeauna la tine. Ai încredere în el și în tine. Să fim serioși, știi și tu ce fel de om ți-ai ales. N-ai fi cu el dacă nu l-ai iubi, dacă nu te-ar iubi, dacă nu te-ar face fericită, dacă nu te-ai putea baza pe el. Știi că din toate, el te-a ales pe tine. Nu strica totul cu obsesiile tale, cu suspiciunile nefondate și cu nevoia de control. Nu-i face scene de gelozie pentru că a întârziat acasă o oră. Nu-l suna toată ziua să vezi unde e și cu cine. Nu-i căuta prin telefon sau prin buzunare. Oferă-i libertate și nu o să mai vrea să plece de lângă tine. Lasă-l să facă ce-i place. Vrea să meargă la sala de fitness? Îi place să alerge o oră seara după muncă? Joacă biliar sau iese la fotbal cu prietenii din când în când? Lasă-l să facă asta, chiar dacă tu nu ești prietenă nici cu sportul, nici cu biliardul. Dacă l-ai opri, ai avea acasă un bărbat frustrat cu gândul în altă parte. Găsește-ți și tu activitățile tale care să nu-l implice pe el, fii independentă. Dacă stați lipiți unul de altul 24 din 24, nu înseamnă că vă iubiți mai mult sau că vă merge mai bine în cuplu, dimpotrivă. Toți bărbații au preferințe fizice diferite. Dar în afara aparențelor sunt anumite feluri de comportament ce atrag atenția bărbaților. Uite cele mai fascinante și sublime lucruri ce îl vor face să creadă că tu ești cea mai frumoasă femeie din lume. Fii spontană. Câte ori ne place să ne facem planuri tot timpul, dar dacă îți place ce se întâmplă în timp ce se întâmplă și poți să te lași purtată, un bărbat va aprecia acest lucru. Bărbații se exprimă prin activitate decât prin vorbă și, în general, preferă o experiență plăcută ce le expune vulnerabilitățile. Apreciază prezentul și nu forța nimic. Fii drăguță. Prin faptul că ești rece, nu te ajută la nimic. A fi drăguț este o calitate universal dorită în orice țară. Vrem pe cineva cu o inimă bună, aparent, bărbații caută același lucru. Acest lucru este important când vrem pe cineva într-o relație de durată, la fel ca și conceptual, de înțelegerea empatiei și crearea de conexiuni sociale. Fii independentă. Bărbaților le place atunci când ești independentă. Înseamnă că ești puternică, femeie care se descurcă și nu are nevoie de cineva de care să fie dependent. În plus, dacă ești ocupată, fă timp pentru el. Acest lucru e atractiv și îi va da acel impuls al ego-ului de care au nevoie bărbații. Bărbații preferă vânătoarea și o femeie cu viața ei proprie este un mod sănătos pentru a alimenta această dinamică. Fii optimistă. Având o personalitate pozitivă și văzând lucrurile cu un pahar plin al optimismului, poate ajuta un bărbat să-ți vadă frumusețea. Dacă tot timpul ești tristă și nu faci nimic, sau zicând ceva negativ, în loc să te uiți la partea pozitivă, acest lucru poate face chiar și dintr-un supermodel să arate ca o ciudățenie. Să porți părul desfăcut. Nu contează cum arăți. Bărbaților le place atunci când o femeie are părul tuns mediu sau lung și adoră când acel păr este desfăcut. Aparent, faptul că ai părul desfăcut poate propulsiona percepția atractivității pentru bărbați. Se pare că carantina a făcut un lucru destul de bun. Râzi la glumele lui. Destul de ciudat, bărbaților le pasă mai mult de faptul că femeile râd de glumele lor decât de faptul că poate nu sunt amuzanți. În timp ce bărbații apreciază o femeie cu simțul umorului, le place și când spun glume destul de stânjenitoare. Aparent, aprecierea umorului este necesară, dar producerea umorului este nesemnificativă. Fii onestă. E foarte greu acest lucru. Cu toții avem scheleții noștri în dulap, dar fiind onestă, arată faptul că expui aceste lucruri și nu ai o personalitate manipulativă. Acest lucru îi va acorda încredere bărbatului și nu se va gândi dacă într-o zi vei ascunde o minciună mare. Nu ascunde gândirea ta despre a avea copii sau să pretinzi că îți place ceva ce nu este un hobby pentru tine. Pe primul pas. Acest lucru pare să intimideze unele femei, dar din moment ce faci acest lucru, îți vei debloca nivelul de încredere în sine. Bărbații simt acest lucru. Controlează situația prin zâmbet și prin a da primul sărut. Îți place mult un bărbat, crezi că e tipul pe care l-ai așteptat toată viața, însă crezi că nu ai nicio șansă să-l convingi că locul lui este lângă tine. Înainte să te dai bătută, îți propunem să abordezi aceste atitudini pe care orice bărbat le găsește irezistibile. Bărbaților le-a plăcut vânătoarea încă din cele mai vechi timpuri și au apreciat dintotdeauna o femeie care le-a pus mintea și aptitudinile de cucerire la încercare.
Poate tocmai de aceea încă funcționează metoda de a-l lăsa pe el să vină la tine. Poate observa de-a lungul timpului că, oricât de mult ai iubi pe cineva, nu-l vei face să se întoarcă la tine implorându-l și făcându-i promisiuni de dragoste eternă. Mai degrabă funcționează opusul. Să faci un pas în spate și să-i arăți că ești la fel de puternică fără el. Acest lucru îl va intriga și îi va confirma că îți cunoști valoarea. Pune deoparte impulsivitatea. Majoritatea femeilor acționează într-o manieră impulsivă atunci când simt că sunt pe cale să-și piardă partenerul. Se agasă de el, încearcă să-l țină lângă ele prin acțiuni disperate, șantaje emoționale, etc. Nu aceasta trebuie să fie calea. Inspiră profund și ai răbdare, avertizează specialiștii de cuplu. Bărbaților le ia mai mult timp să înțeleagă ce simt și mai ales să exprime ceea ce simt. De acord, atunci când vorbim de sentimente, e ușor dificil să controlăm ceea ce simțim, dar e înțelept. Nu-i răspunde imediat la telefon sau la mesaje. În general, ești foarte fericit atunci când te sună sau când îți scrie. Încearcă să reziști tentației de a-i răspunde imediat. În acest fel, va începe să se întrebe ce faci de nu răspunzi. De ce îi acorzi atât de puțină atenție, etc. Și da, vei deschide calea spre o mai mare apropiere între voi, pentru că va simți dintr-o dată nevoia de a veni către tine, de a face parte mai mult din lumea ta. Răspunde cu diplomație la flirt. Bărbaților le place să se simtă puternici și de succes în afaceri, în societate, în relații. Tocmai de aceea, oricât de mult ți-ar plăcea un bărbat, nu-i dai imediat de înțeles că ai merge oriunde cu el. Flirtează, însă într-un mod subtil, intrigant, care îi transmite că nu te poate avea oricând are chef. Asta îi va stârni interesul și orgoliul și îl va determina să acționeze. Fă-l să înțeleagă că ești cu adevărat specială. Probabil că atunci când îți place un bărbat, ai tendința să-l idealizezi și să te concentrezi pe el. Pe ce i-ar plăcea lui, pe calitățile lui, cum ai putea să-l mulțumești. Uiți însă că și tu ești o partidă la fel de bună și că ar trebui să fii tratată ca atare. De ce să nu te gândești și la cum te face el pe tine să te simți? Acordă atenție doar atunci când e cazul, pentru că nu vei obține nimic copleșindu-l cu zâmbete și atingeri pe umăr. Fă-l să-și dea seama că ești deosebită, că ascunzi un secret pe care orice bărbat și-ar dori să-l descopere. Așa îl vei face să tânjească după atenția ta. Determină-l să vrea să-ți atragă atenția cu orice preț. E știut, bărbații își doresc atenție și admirație. Dacă va vedea însă că tu ești mai reticentă, va începe să simtă nevoia să-ți atragă atenția. Va căuta să îți fie cât mai des în preajmă, să-ți cunoască preferințele muzicale, literare, culinare, etc. Cu cât vei fi mai reținută, cu atât mai obsesiv se va gândi la tine și, fără să-și dea seama, va fi deja prins în mrejele tale și nu își va mai imagina viața fără tine. În multe dintre discuțiile între femei se ajunge deseori la genul acesta de concluzie. Atunci când nu înțelegi gesturile sau cuvintele partenerului, dai vina pe simplul fapt că e bărbat, deci cumva genetic, incapabil să te înțeleagă sau și mai important să se facă înțeles. Ceea ce trebuie să știi este că studiile confirmă că bărbații și femeile se aseamănă mai mult decât pare la prima vedere. Au aproape aceeași structură a creierului și nevoi emoționale similare. Doar că bărbații au fost învățați încă din copilărie să prețuiască valori tradițional masculine, ceea ce înseamnă că trebuie să țină sub lacăt emoțiile și să nu-și arate niciodată vulnerabilitatea. Dar asta nu înseamnă că nu au nevoie de înțelegere și de satisfacerea nevoilor emoționale primare. Dacă nu știi care sunt acelea, pentru că nu-ți spune, poate te ajută câteva indicii provenite din zodia în care s-a născut. Domnișoarelor și doamnelor, atât pentru azi. Sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!